În primul rând, ce, cum și cât ar trebui să mâncăm de sărbători dacă am ținut post? De sărbători, în mod tradițional, românii vor mânca un pic altfel decât în alte perioade ale anului. Deci nu vorbim de o alimentație obișnuită, de o alimentație pe care o avem, să spunem, în luna aprilie sau nu știu. Există aceste preparate tradiționale de Crăciun pe care orice om care respectă cât de cât tradițiile, va dori să le consume. Și atunci va trebui să ne adaptăm la un aport mai mare de calorii, pentru că asta e problema, un aport mai mare de grăsimi și un aport mai mare de zaharuri. Și peste toate astea, eventual și un aport mai mare de alcool, că iarăși ține de tradiția românească să consume alcool. Preparatele tradiționale românești care se consumă în perioada Crăciunului sunt combinații de carne grasă cu legume, de obicei, sau combinații de grăsimi cu zahăr, adică prăjituri, cozonaci și alte chestii. Toate acestea au prost obicei, să spunem, de a se depune, pentru că o valoare de 250-300 de kilocalorii pe 100 de grame aduce într-o zi de sărbătoare în care nu există o oarecare limitare la 3-4.000 de kilocalorii pe zi, ceea ce este cam dublu decât ar trebui să consume un om obișnuit pentru a trăi normal, pentru a se menține. Ce ar trebui să facă, din punctul meu de vedere, ar trebui să existe moderație. Pentru că nu putem să spunem nu mânca nimic, mănâncă numai legume fierte, însă dacă limităm consumul, limităm cantitățile, ajungem la o valoare calorică rezonabilă, să spunem undeva la un 2500 de kilocalorii. Cu alte cuvinte, în loc să mâncăm 10 sarmale, mâncăm doar 3. Da? Sau, dacă vrem să mâncăm mai mult, putem să gătim mai dietetic, să gătim să acele sarmale din carne de curcan. Sau, dacă le facem totuși din carne de porc, să nu punem slănină în exces. Pentru că toate aceste mici trucuri, să le spunem, fac o variație în ceea ce privește valoarea calorică. Același produs gătit dintr-o carne de curcan va avea poate 150 de kilocalorii pe 100 de grame, în timp ce din carne de porc cu grăsime, cu șuncă, cu slănină, cu așa mai departe, le duce de 300-350 de kilocalorii, deci dublu aproape față de prima variantă. Cantitativ mâncăm același lucru, din punct de vedere energetic mâncăm lucruri total diferite. Nu mai vorbim de faptul că un produs este bogat în grăsimi, celălalt mai slab în grăsimi. Ceea ce este o mare diferență. Contează foarte mult și sursa de unde ne luăm aceste calorii. Deci, practic, la mesele festive, la mesele de sărbători, putem să gustăm din toate, însă să restricționăm cantitățile. Sau, dacă vrem să mâncăm cantități mai mari, să ne obișnuim să gătim mai dietetic. Cel mai economic din punct de vedere energetic produs de sărbători este biftia. Răciturile, în general, au o valoare calorică mai redusă, deci acolo să zicem că nu este neapărat nevoie de o restricție foarte mare. Totuși, din piftie, în piftie sunt multe grăsimi când se face grăsimea aceea este, să zicem, mai puțin de onodată decât grăsimea din alte produse tradiționale. Deci, gelatina aceea nu este grăsime. Este o proteină care s-a coagulat din părțile animalului, cum ar fi cartilagine, din articulații, din urechi, din ce să mai pune. Deci nu este grăsimea aceea, să ne înțelegem.
Deci piftia nu este grasă, este o gelatină care este o structură proteică. Deci, din punct de vedere al compoziției, piftia are o cantitate destul de mare de proteină. Este vorba de o proteină de mai proastă calitate, este tipul 3 de proteină, care, din punct de vedere nutrițional, nu este comparabilă cu proteina din lapte sau proteina din carne, care este tipul 1 și este cea mai valoroasă pentru alimentație. Cum ne dăm seama că am făcut un exces? Ce simptome avem? De la ce am putea să ne dăm seama că am mâncat prea mult? Păi, simpla constatare a unei senzații de prea plin, abdomen destins, senzație de nod în gât, incapacitate de a ne mai mișca liber, senzație de greață, poate. Asta sunt simptomele pe care le poate descrie o persoană care a mâncat în exces. Altfel, este aprecierea fiecăruia asupra cantităților. Când stai și aduni porțiile și îți dai seama ce cantități că ai băgat în stomac 2 kg de mâncare la o masă, atunci e clar că este cu total diferit față de o masă obișnuită unde mănânci, să spunem, o jumătate de kilogram de hrană. Ne-am dat seama că am mâncat prea mult. Ce facem după aceea? Ce putem să facem ca să revenim la o viață normală, la o stare normală? Presupunând că am trecut prin această problemă de nedorit, sfatul meu ar fi ca timp de câteva zile, 4-5 zile, o săptămână, să trecem pe un regim mai moderat, în care să predomine legumele gătite prin fierbere, nu neapărat legume pur și simplu fierte, care nu au un gust neapărat atrăgător, dar gătite sub formă de supă sau ciorbă sau o tocană, dar în care uleiul să fie adăugat cu măsură, apoi carne slabă, de pui, de pește, fructe proaspete, salate, lactate semidegresate, deci un regim mai de restricție, mai de salvarea organismului, de curățare. Deci asta ar fi urmarea pentru câteva zile. Din păcate, ce se întâmplă în mod frecvent este un scenariu de genul se mănâncă foarte mult în zilele de Crăciun, rămâne mâncarea respectivă și se continuă și în săptămâna dinainte de anul nou, se continuă și după o săptămână și sunt astfel puse cam la cap cel puțin 10 zile până la 2 săptămâni de exces alimentar care se lasă cu 2-3 kg în plus în mod garantat, în special pentru cei care au tendință la îngreșare. De aceea, ca atitudine preventivă, ar fi limitarea doar la mesele de sărbători a preparatelor tradiționale, care, cum am spus, sunt mai hipercalorice. În săptămâna dintre Crăciun și Revelion, o alimentație normală, ba chiar ușor restrictivă, pentru a face, să spunem, o detoxifiere înainte de anul nou, iarăși la masa de anul nou, măsură. Adică nu există o justificare pentru a mânca enorm în noaptea de Revelion, de a mânca 5 feluri de mâncare, deci a consuma o masă care să aibă 1500 de kilocalorii, deci să mănânci tot necesarul caloric doar într-o noapte, mai ales și noaptea. Este o prostie, un stres pe care la care supunem organismul și care e posibil să ne coste pe unii dintre noi, nu numai kilograme în plus, dar în manifestări acute, de aceea vedem cazuri de oameni care ajung la spital cu indigestii și organismul este agresat pur și simplu de o cantitate prea mare de alimente, iar dacă aceste alimente sunt bogate în grăsimi și mai sunt combinate și cu alcool, practic colecistul, duodenul, pancreasul sunt pur și simplu bulversate și va urma o perioadă tristă pentru organism. Ați spus, dacă greșesc să mă corectați, că un om normal care nu are nicio
școală, care ar trebui să restricționeze în privința anumitor alimente, ar trebui să consume aproximativ 2000 de calorii. Pentru masa de Crăciun din cele 3 zile sau masa de Revelion, cum ar arăta un meniu pentru o zi din preparatele tradiționale încât să însumeze 2000 de calorii? Da, fără să am un calcul precis, așa la apreciere aș spune că dimineața se poate consuma o felie de cozonac cu o cană cu lapte, să spunem. Apoi la o gustare intermediară un fruct, masa de Crăciun, unde în mod tradițional se mănâncă sarmale, ar trebui să fie o cantitate rezonabilă, să spunem 3 sarmale cu 2 linguri de mămăligă, eventual o bucată de friptură undeva 100-150 de grame, deci nu o felie imensă. Și dacă am putea să scoatem din ecuație garnitura care este de obicei din cartofi, e cu atât mai bine să folosim o salată care aduce mult mai puține calorii, după care tradiționalele prăjituri putem să sărim cu veselie peste ele pentru că vor aduce foarte multe calorii sau ne restricționăm la două bucăți de care se însumeze 100 de grame. Tortul de ciocolată sau tortul în general este ceva indescriptibil din punct de vedere caloric, adică sunt niște sute de calorii pe care le va aduce. Apoi, dacă mai adăugăm și alcool, vin, cât de sănătos ar fi el, este un aport caloric suplimentar care trebuie luat în calcul. Deci ne putem limita la un pahar, maxim două pahare de vin și dacă vrem, mai bine le îndoim cu apă pentru a mai limita cantitatea de alcool pe care o aducem. Iar la masa de seară aș merge către ceva mai ușor, să spunem un pește sau o friptură ușoară, de nu lucruri prăjite, eventual făcute la cuptor. Poate în felul ăsta ajungem la o valoare calorică, poate la 2000 de kilocalorii, deși este destul de puțin probabil. În general, mesele sau zilele de sărbători ajung ușor la 3000 de kilocalorii, pentru că toate au conținut foarte mare de grăsime. Ce repercursiuni ar avea aceste grăsimi asupra corpului nostru? Pe termen scurt, efectele sunt, așa cum am spus, de declanșarea unor probleme digestive, de genul unei dischinezii biliare, o indigestie, deci practic o simptomatologie acută cu greață, vărsătură, scaune modificate, stare proastă. Acestea sunt problemele pe termen scurt, date de un exces limitat. Pe termen lung, aportul de grăsimi animale, dar și cel, aportul în general de grăsimi, se asociază cu stimularea procesului aterogenetic, adică deformarea plăcilor de ateromă în interiorul vaselor de sânge, proces care stă la baza declanșării bolilor cardiovasculare cu deznodământ grav, de genul infarct miocardic, accident vascular cerebral. Deci aici vorbim de un consum pe termen lung, de ordinul anilor, la care acest consum se asociază și alți factori de risc, de genul sedentarism, fumat, diabet zaharat, deci un context de factori care duc în final undeva la a doua parte a vieții, până la 40-50 de ani, la apariția acestor probleme grave, care reprezintă principala cauză de mortalitate în lume și în România. Deci 60% din români mor din cauza acestor boli. Dacă facem un exces doar de sărbători și în rest avem grijă, suntem oarecum feriți de aceste probleme, dar cine are grijă în general, sunt convins că și de sărbători va ști ce să mănânce, va ști că nu trebuie să mănânce cât pentru 10%.